Bine, v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii, legal 100%. Interesul pentru monedele virtuale a căpătat o amploare tot mai mare în ultimii ani. În România, tranzacțiile cu astfel de monede au fost uh, pentru prima dată reglementate în anul 2019 prin intermediul legii 30 pe 2019, care a introdus în codul fiscal prevederi referitoare la impozitarea veniturilor obținute astfel. Totuși, în ce măsură sunt înțelese și respectate aceste prevederi, asta ne propunem să aflăm astăzi de la invitatul meu, pe care dați-mi voie să vi-l prezint, alături de mine, domnul avocat Dan Kertes. Bună ziua, bine ați venit, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Chiar discutam puțin, înainte de a începe, despre faptul că nu foarte multă informație, cel puțin nu în cadrul emisiunilor TV, a existat în această zonă legată de obligațiile care se nasc în jurul unor astfel de transferuri, în da, monedele acestea virtuale, astfel încât, poate că dacă am fi reușit să facem acest lucru, să oferim informație mai multă, poate și uh, situațiile destul de ciudate care se întâmplă, ar fi fost evitate. Ziceam că abia în 2019 da, a fost reglementat tot ceea ce înseamnă obligații în jurul acestor transferuri. Um, și atunci o să începem cu discuția de la tot acest fenomen. Să ne faceți un scurt rezumat a felului în care dintr-o dată am auzit de criptomonede, dintr-o dată am auzit de posibilitatea uh, tranzacționării unor astfel de monede virtuale, de câștiguri uriașe și atunci oamenii cumva... Interesul lor în această zonă a fost unul destul de crescut, dar fără a lua în considerare și pericolele la care se expun în același timp. Uh, da, uh, mă rog, fenomenul este mult mai dezvoltat și, prin urmare, reglementat mult mai bine în alte țări, cum este, spre exemplu, Statele Unite. Uh, el a pornit undeva 2008-2009, uh, uh, în ceea ce privește uh, cea mai cunoscută monedă, respectiv Bitcoin-ul. Uh, și, evident, pe măsură ce uh, aceasta a crescut în valoare, uh, pentru că la un moment dat erau persoane care aveau uh, multe monede Bitcoin uh, la valoare, de exemplu, de 20 de dolari. Uh, acele persoane probabil la momentul la care undeva prin 2020-2021, Bitcoin a ajuns la valoarea de șapte, aproape 70.000 de euro per monedă uh, de dolari scuze pe monedă. Uh, Cred că s-au gândit, au regretat foarte mult că au renunțat la un moment dat la aceste monede, pentru că piața de criptomonede a fluctuat foarte mult și ea a fost fluctuantă și această fluctuație de obicei a fost condusă de această monedă principală, care, ca să facem o comparație, la acest moment domină piața cu 38% din tot capitalul care este investit în piața de criptomonede, este locul 1 și, prin urmare, toate celelalte monede oarecum fluctuează în funcție de uh, cum urcă sau scade această, această principală monedă. Dar... Da, aș vrea să vă întreb da. ceva acum legat de ceea ce ne-a spus adineori, În primul rând că informația a ajuns totuși destul de greu din Statele Unite până la noi, ceea ce e un semn de întrebare mic, nu foarte mare, dar e un semn de întrebare. În al doilea rând, sigur, nu sunteți acum, să spun, specializate efectiv pe partea aceasta, știți cu ce se mănâncă tot ce înseamnă avocatura din jurul acestor situații, dar cum ajunge o astfel de monedă de la 20 de dolari la 70.000 de, de dolari. Exact cum ajunge orice acțiune de la un leu la 10.000 de lei, pentru că uh, și în piața criptomonedelor, uh, valoarea aceste, uh, unei monede se stabilește raportat la câte monede sunt în piață, paralela la câte acțiuni sunt în are deține o firmă care este tranzacționată la bursă, uh, versus uh, uh, Valoarea pe care oamenii o investesc în, în, în această monedă, și prin urmare, în funcție de câți bani intră și se investește în, în această monedă, cu atâta ea crește. De aceea, de exemplu, Bitcoinul care acum este la 322 de miliarde de dolari în, în piață, are valoarea de 16.000 de, 16 de euro aproximativ. Dar oricum trebuie să stai cumva Dona. la speculați sau cine se ocupă cu partea aceasta de business, să-l numim, bănuiesc că este cu atenția focusată pe tot ceea ce înseamnă aceste fluctuații, pe tot ceea ce înseamnă aceste creșteri. E cumva un job 24 de ore din 24 ca să beneficiezi. Acum dincolo de cei care se trezesc peste noapte că au avut și acolo vreo 100 de uh, astfel de monede, și din care la un moment dat, sigur valorau 20 de dolari și te trezești că una valorează astăzi 70.000 de dolari. Există și astfel de cazuri în care sau poate. și mai rău de atât. Se traversează și pragul respectiv fără să înțeleagă nimeni nimic. Și scade iarăși prețul cum e în prezent, de fapt. Diferența majoră față de bursă este că piața de criptomonede nu se închide niciodată. Ea este deschisă 24 din 24 de ore raportat la acțiuni, la operațiunile efectuate și prin urmare, într-adevăr, poți să te culci seara la 30.000 de dolari valoarea Bitcoin și să te trezești dimineața la 20.000 de dolari. Pentru că tranzacțiile se fac în alt mod decât la bursă. Și, prin urmare, de aia este așa de fluctuantă piața, dar ea funcționează pe aceleași principii. Când ești foarte sus, dacă cineva vinde, valoarea începe să scadă pe măsură ce se vând cantități mai mari. În momentul în care prețul ajunge la un prag uh, interesant pentru investitori, începe să se cumpere și atunci moneda începe să crească. Cam asta e principiul. Acum vreau să vă întreb așa, în calitate de necunoscător, în primul rând vrem să ne familiarizăm cu terminologia. Nu știu dacă prin ceea ce ne-ați explicat până acum, ați atins și problema blockchain-ului. Ce înseamnă acest termen, în primul rând, sigur, ne, necunoscut pentru cei care n-au intrat în această piață și, evident, foarte familiar pentru cei care au astfel de monede și au făcut transferuri cu ele? Nu tot timpul oamenii care intră în, în tranzacții cu criptomonede înțeleg neapărat ceea ce e la criptomoneda, ce e la blockchain, pentru că sunt niște chestiuni tehnice care se bazează pe criptografie, pe chestii de securitate inventate sau, mă rog stabilite ca și proces tehnic uh, undeva prin 1991, dacă bine mi-amintesc. Ceea ce e un dezavantaj? Sau? Este un dezavantaj pentru înțelegerea modului în care funcționează. Normal, blockchain, ca să-l explicăm simplu, în primul rând, este o tehnologie. Uh, și pe această tehnologie, practic, criptomoneda vine ca o aplicație ca să fie mai simplu de înțeles, pentru că toți avem telefoane și avem aplicații pe telefon. Bine, este super simplificat. Normal, blockchain-ul este, așa cum îi și zice pentru cei care cunosc engleza, este un bloc, un lanț de blocuri de date. Respectiv, în fiecare bloc de, de, din lanțul respectiv se înregistrează anumite date. Ca să facem o paralelă și mai simplă cu, cu transportul feroviar, da? blockchain-ul poate să fie un trenuleț, să zicem așa, Compus din mai multe vagoane. Pe măsură ce vagoanele se umplu cu călători, călătorii fiind practic informa informațiile, datele care se înscriu în acel bloc de date, momentul în care vagonul se umple, se închide, se alătură următorul vagon în care din nou intră călătorii și tot așa mai departe. Iar pe paralel la asta, ca să, vă, să discutăm și de securitatea acestui blockchain, Practic, dacă avem în vedere, să zicem, un tren care are, ca la CFR, să zicem, vagoane albastre, da? în momentul în care noi, după 8 vagoane, încercăm să punem un al șaselea vagon de culoare roșie, deja se aprinde un steguleț că s-ar putea să fie o fraudă, în acel, o încercare de fraudă în acel, în acel blockchain. Adică cineva încearcă să valideze, ca să revin la tranzacția cu criptomonede, din blockchain, Cineva încearcă să valideze o tranzacție frauduloasă, respectiv, să zicem, eu încerc să zic că, de fapt, acum 3 zile uh, am vândut pentru un anumit preț care este mare uh, 10 bitcoin, să zicem. Și, practic, toți cei din rețea care validează aceste tranzacții își dau seama că nu este adevărat acel lucru și, prin urmare, îmi refuză tranzacția și nu pot să fraudez. Uh, fraudez uh, această înțelegere între toți cei care participă la validare. Deci adică, este, e... este un control totuși asupra ceea centralizat. ce poți să, da. să furnizezi la nivel de informație tu în acest joc, în acest exact, trei. Exact. E ca și cum într-un într bloc de locuințe toți locatarii ar avea registrul locatarilor și cineva din afară încearcă să vină să zică, nu, apartamentul acesta de fapt era al meu. Și tot știm, pentru că avem, avem registru cu locatari, toți locatarii din, din, bloc, putem să zicem, nu e adevărat, tu n-ai cumpărat niciodată acel apartament, nu este al tău pentru că nu figurezi în registru de locatari. Cam cumva simplifica, cam da, asta este. Un călător nou în trenul acesta, cu ce bagaj de informație poate să vină? Un călător nou care în analogia noastră este o tranzacție, Vine în mod firesc și în mod cronologic în vagonul care s-a deschis ca fiind vagon gol, și toți îl validează, pentru că până atunci n-a fost, toată lumea pe mecanismul de consens, așa se numește un mecanism de consens, toată lumea din, dintre locatarii din analogia noastră validează și zice, da, într-adevăr, tu ai cumpărat acel apartament, prin urmare, poți să, poți să intri în el. E super simplificat pentru că, de fapt, tehnologia din spate este foarte dificil de explicat. Dar dacă cunoști uh, anumite noțiuni simplificate, poți să-ți dai seama și de uh, alte lucruri de securitate. Și ca să fac aici o paranteză, raportat la ce anume trebuie să cunoască uh, toți cei care intră în această tranzacții cu criptomonede, este că, în primul rând, niciodată, ca la bancă, nu trebuie să-ți furnizezi datele de securitate unei persoane care pretinde a fi din partea uh, celui care a emis acea criptomonedă pe care tu vrei să o cumperi. Asta ca cazul... și sfat al specialistului da. avocat. Da, în cazul de față, acea, uh, uh, acel pin, să zicem, pentru portofelul tău în care -ți ții aceste criptomonede, este o frază compusă din 24 de cuvinte unice pe care nici măcar cel care uh, ți-a generat portofelul nu o cunoaște și, prin urmare, dacă o pierzi... Uh, Rămâi cu ea bine pierdută. Ce se poate întâmpla în cazul în care, totuși, necunoscători fiindcă mulți dintre cei care, sigur, au auzit de acest fenomen, au înțeles că sunt atrași de zona aceasta a câștigului peste noapte, intră în acest joc, urcă în acest tren, fără să aibă cunoștințele necesare, fără să aibă acces, poate, chiar la uh, tot soiul de informații, ajung acolo și fac această greșeală, să furnizeze, ce se poate întâmpla? Sunt Ca. expuși uh, unui pericol? Ca. Aici intervine și cu GDPR-ul ceva sau nu are legătură? Dacă vorbim de date, confidențialitate, nu, asta nu e cu legătură. totul altceva, nu. altă zonă. Pentru că tu ești singurul responsabil față de elementele de securitate pe care ți le generează aplicația, reprezentând portofelul în care ții acele monede virtuale. Uh, ce se întâmplă este că îți vei pierde valoarea acelor monede care, mă rog, ele fluctuează. da. Azi poți să, să ai pierdute 2000 de dolari, să zicem, dar dacă ele cresc, să-ți dai seama că dacă le-ai fi avut peste un an, ar fi valorat 20.000 de dolari. Domnule avocat, e informație pentru mulți dintre noi nouă și încercăm să o procesăm și noi. Când se umple acolo în cutiuța noastră, ar fi frumos să mai putem adăuga un alt vagon, dar cu creierul nu e așa de ușor, atât de simplu. Uh, și atunci, ca să înțelegem și, înțelegem și mai bine, spuneți-ne în mod concret cum se poate desfășura un astfel de transfer de monede virtuale și când apare câștigul. Pentru că noi, de fapt, astăzi vrem să arătăm că există o lege care îți creează obligația de a plăti impozit pe câștigul respectiv. Uh. <coughs> Discuția aici are mai multe etape uh, raportate la ce ați întrebat. Uh, în primul rând, tranzacția este simplă. Cine a uh, făcut, uh, a intrat în tranzacționarea la bursă, poate să înțeleagă și tranzacționarea cu criptomonede. Respectiv, ai niște bani în cont pe care vrei să-i investești, imuți în platforma de tranzacționare pentru că există platforme de tranzacționare și pentru criptomonede. Uh, Cumperi uh, acele criptomonede, de obicei uh, te joci cu ele, în sensul că le mai vinzi, cumperi altele sau le vinzi la un anumit preț mare și le cumperi la un preț mic, și tot așa, până când te decizi că dorești să beneficiezi de profitul pe care l-ai realizat? O întrebare, da? ca la școală, iarăși, cu mică paranteză poți să delegi pe altcineva să se ocupe de asta în locul tău, că parcă am auzit și varianta aceasta, sau tu pe persoană fizică ar trebui să faci pașii respectivi? Teoretic, în momentul în care se deschide un cont într-o platformă de tranzacționare, există, la fel ca și pentru bănci, acea politică know your customer în care tu practic trebuie să te autentifici cu video, cu buletin, cu așa mai departe, și ți se cam spune că nu prea ai voie să delegi acest lucru, respectiv să dai parola, contul și așa mai departe către alte persoane. De ce? Pentru că diferența majoră față de bancă, unde, de exemplu, dacă cineva îți fură cardul și plătește contactless, iar acele tranzacții sunt validate ulterior de către bancă, dacă tu în timp util blochezi și informezi banca, banca poate să refuze, refuze la plată și să, -ți, uh, să beneficiezi de aceste... Uh, aici problema este următoarea tranzacția de criptomonede dintr-un portofel în altul sau de la o adresă către alta adresă este irreversibilă, de obicei. Nu prea te ajută platformele de a te și informează că ești singur responsabil față de tranzacțiile respective. Nu poți să te plângi ca la bancă platformei respective decât dacă platforma respectivă a făcut subiectul unui bridge de securitate sau unei probleme pe care, practic, ei te garantează că îți oferă acele fonduri. Deci, practic, inapoi. dacă alegi varianta aceasta, îți asumi uh, riscul de a pierde suma respectivă sau, adică nu se merge chiar pe încredere, uh, îți asumi că nu ai executat tu acești pași, i-a făcut altcineva pentru tine, astfel încât nu ai niciun control și nicio securitate asupra activității în sine. Da. Asta ca să fie iarăși la da, nivel din de păcate, sfat. păcate și eu am auzit de aspecte de genul ăsta, dar în sens negativ, respectiv că s-au tot cerut bani până când respectiv oare dispărut și... Da, pentru că se speculează în jurul oricărei chestiuni, mai ales dacă e nouă și se poate specula în jurul Categoric. ei, Bine, noi suntem o as un asemenea comportament a unui fals broker, să zicem așa, de criptomonede, poate este fi speculată pedepsi... din punct de vedere penal ca o înșelăciune. Da. Deci nu înseamnă că nu poți să ai anumite demersuri legale, dar din punctul de vedere al fondurilor care uh, ar fi fost tranzacționate în respectiva platformă, Nu E puțin greu să le recuperezi. Da. Revenim la momentul în care uh, retragi câștigul. Exact, da. Aici este discuția foarte importantă pe care trebuie să o, să o cunoască cei care intră în, în, în asemenea operațiuni. De ce? Uh, normal uh, ar fi trebuit ca reglementarea pe o asemene, un asemenea subiect foarte important să fie uh, proporțională cu importanța ei. Dar uh, noi ne-am, sau mă rog, român s-a mulțumit să facă o, o subreglementare, o expediție a reglementării acestei, uh, acestei probleme. De ce? S-a pornit de la modelul ideal în care. Uh, Orice uh, cumpărător merge și cumpără 10 bitcoin, când bitcoinul de la 10 lei se face 20 de lei, îl vinde, își trage banii și i-are în cont. În practică nu se întâmplă așa ceva, pentru că tu poți să investești chiar și 10.000 de dolari, să-i bagi în platforma de tranzacționare, unde ei deja nu mai sunt bani reali, să zic clasici, să zicem așa, ci ei devin monedă virtuală. Și prin urmare, până când nu-i aduci în contul bancar, ei nu -ți sunt un câștig. Și aspectul este acesta este, nu este suficient de clar reglementat. Uh, din punctul meu de vedere, și și a mai multor uh, economiști pe care i-am citit, normal așa ar trebui să se opereze pentru că așa se operează și cu acțiunile. În momentul în care îți lichidezi portofoliul sau dacă ai obligațiuni la bancă, ele fluctuează, dar ele realize, se constituie într-un câștig real în momentul în care tu ai bani în cont. Uh, monedele virtuale. Nu trebuie să ajungă bani în cont. Da, dar nici nu poți să beneficiezi de ei. Că, până la urmă, în urme, aia, virtual, câștig. Da, va. aia înseamnă câștig. Tu ai un câștig câștig potențial acolo. Da, După cum ziceam, fizic. te culci bogat, te trezești sărac. Da. Tocmai pentru că fluctuează așa de mult sau invers. Da. Deci, e un câștig potențial. Până nu-l scoți în moneda clasică de bancă, nu ai un câștig real. Și ar trebui la fel analizat și aici. Uh, problema este că nu e nu foarte clar reglementat acest aspect, și, prin urmare, e deja aici, intră în sfera aceea în care trebuie să intervină un avocat, în momentul în care o să fie un uh, litigiu între ANAF și contribuabil, când ar fi trebuit să se declare uh, câștigul. Presupunând că intră banii în cont. Da. Spuneți-ne care este cota efectivă de impozitare și din câte ne spuneți e destul de dificil totuși să identifici suma asupra căreia se pune acest impozit? Da. Să mergem pe exemplu ideal. Da? Am scos 10 lei profit da? pentru că în momentul în care am introdus 10 lei în monedă virtuală am vândut când erau 20 am 10 lei profit. Ce poți să scad este costul, pentru că există costuri de comisionare și în momentul în care muți moneda din contul bancar în contul uh, platformei de tranzacționare și în momentul în care faci tranzacții între uh, criptomonede. Sume fixe aproximativ, aproximativ adică aproximativ, sunt clar identificabile da, de către da, ANAP, da, da. să zicem un 2 lei, dar rămânem în 8. Da, da rămânem în rămânem copt. La 8 lei aplicăm un procent de 10% și în măsura în care avem de a face uh, cu o anumită limită de 12 salarii minime pe pe țară, ajungem la suma asta estimată, plătim și uh, contribuții la sănătate. Dar ăsta este exemplu ideal. În exemplu uh, din lumea reală în care trăim, situația poate să fie în felul următor. Am pus 10.000 de euro anul ăsta în cont, am scos 5.000. Întrebarea este, trebuie sau nu trebuie să plătesc venit? Și răspunsul este, depinde. Cum de obicei o să primiți un răspuns pe, de la avocat. Da, da. Depinde e, de mulți factori, da. Da, depinde de mulți factori. De ce? Pentru că eu, între momentul la care am uh, uh, tranzacționat 10.000 de euro către platforma în care mă joc, între ghilimele, cu criptomonedele, eu pot să am uh, în platformă, uh, la un zi X, un profit de 10.000 de euro, dar după uh, un anumit timp, să am pierdere. Sau pot să am profit 10.000 de euro și să scot 5.000 de euro, dar să nu echivaleze cu suma pe care am băgat-o în platformă. Și prin urmare, asta e întrebarea. Când stabilim câștigul? Domnule avocat, două minuțele mai avem da. la dispoziție. În ce moment apare evaziunea fiscală? Că... Evaziunea fiscală, din nou, fiind un moment, o reglementare foarte tânără, încă nu avem neapărat spețe pe acest subiect. A, deci putem să ne distăm în voie? Uh, nu, putem să fim prudenți, și să uh, ne raportăm și să sperăm că instanța să se raporteze din start la textul legal. Evaziunea fiscală pe, aceast, pe acest subiect poate să intervină în momentul în care, uh, conform textului, pe lângă faptul că nu declar la finanțe că am câștigat, am și un comportament activ de ascundere a faptului că am făcut un câștig. Din punctul meu de vedere, raportat la textul legal din legea evaziunii fiscale, faptul că pur și simplu nu declar n-ar trebui să fie infracțiune. Ar trebui să fie contravenție și respectiv o impunere a contribuabilului cu cât ar fi trebuit să plătească plus penalități de întârziere. Dar practica de obicei ne-a dovedit că se poate întâmpla și altfel. Așadar, ne-ați explicat că sustragerea de la plata acestor obligații fiscale merge în zona de evaziune fiscală, deci iată-ne pe tărâmul unei pedepse destul de dure, destul de dificile. Atât vă mai întreb dacă există și tranzacții care nu se impozitează, deși bănuiesc că acolo vorbim de valori foarte mici. Da, există dacă tranzacția este până în 200 de lei la subia, adică 199, aici este o capcană așa, dar să nu depășească numărul de tranzacții totale, 600 de lei pe an. Da, și aici acum dacă stăm să ne gândim, se poate specula și cu această sumă, adică când intră în cont, să intre tot câte 199, da, 199, da, tot ajungi la 600 dar, de lei la un moment dat. Ajunge da. da, atenție, acolo. discuția aici este că totuși ar trebui să o declari chiar dacă e neimpozitabilă. Deci și ne-ați explicat foarte clar că și nedeclararea da, ajunge tot în sfera de pedeapsă. În sfera fiscală, părerea mea, ca și contravenție. Domnule avocat, din păcate, timpul alocat pentru discuția de astăzi s-a cam încheiat, dar să știți că vă aștept cu mare drag și altă dată. Cu siguranță vin și întrebări de la telespectatori acum că au înțeles un pic mai bine tot acest proces. Vă mulțumesc pentru astăzi așadar. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi și ne-ați urmărit. Sperăm că v-am fost de folos. Până data viitoare, să aveți parte numai de bine!